exemplu, am văzut ca să vezi că eu am văzut la televizor aseară, da? Scria acolo la RTV. Da. Zice, domnule, zice, ce a aflat Becali despre Godei și cu asistenta? Băi, eu nici nu cunosc nici pe Godei, nici n-am auzit de el în viața mea, nici de asistenta Firea, nici nu o cunosc. Băi, tu îți dai seama ce oameni, a ajuns lumea nebună, a nebunit lumea, să știi, la televizor. Da, 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 așa. Ei, a zis, bă, audiență! Băi, ați nebun, nu m-ați sănătoși la camă. Cum să scrie asemenea nici cu poza mea două ore acolo? Ce, domne, Godei, ce a aflat Becali? Nici nu știu ce a zis, că nici abar n-a spus, eu știu ce am aflat eu. Bă, dar cum să spui asemenea minciuni, mă? Tu îți dai seama, bă, Horia, eu, de exemplu, dacă eu intru în politică, aș intra în politică numai așa, ca să lezez niște lucruri în România. Ba, astea cu drogurile, ba, astea cu carnetul, ba, astea cu televiziunile. Cum poți să zici minciuni? Tu ai închis televiziunea, mă? Cum o să-l ții pe Pandele și pe Firea două luni de zile minciuni? Poți închide televiziunea, fac poie de lege, se închide, zici atâtea minciuni și cărțuie, se închide televiziunea, mă. Dar chiar vă gândiți serios cu politica? Bă, nu știu, mă gândesc să văd, când văd lucrurile astea, ba cu bătrânii, ba cu alea, ba cu alea, ba cu drogații. Bă, faceți, mă, lege să nu mai există droguri, au copiii droguri, elevii droguri. Înțelegi? Da, aici ați de acord cu asta total, total. Păi să fac două, trei legi care sunt esențiale, televiziuni care mint. Închide, mă, cum să ții până, mă, două luni de zile în minciuni, senator al României, să minți în halul ăsta. Dom'le, Firea a fost chemată, Firea, de două ori la parchet, nu s-a dus și n-a fost chemată nici. O să minți, mă, că îi pătru seamnă și-ți dai seama, deci el, patronul, stă în Serbia, și îl comandă de pe acolo, tu-ți dai seama. Deci noastră televiziune care considerați și se dovedește că mintele ați închide? Da, da. Ați dat proiect de lege? Bă, dacă ai mințit de nu știu câte ori le închizi? Da, nu că dacă minți odată, asta e, toată lumea minte. Bă, dar dacă tu două luni de zile despre un senator al României minți în fiecare seară, e vădit că tu ești scroc, hoț și mincinos. Iar o să vă atace toți că vreți să sugrumați libertatea presei. Pe care libertate, bă, ești nebun? Pe care libertate? Păi senatorul României, mă, cum să-ți bagi ucorești senatorul României? Da. Da. Cum să bagi ucorești senatorul României să minți două luni de zile? Vedeți, de aia îmi văd eu de sport. Frumos, la fotbal, elegant. Bă, dar tu îți vezi de sport și eu pot să-mi văd. Numai că vezi diferență între noi, Horia, știi? Păi da, da, știți cum e, știți de ce au zis, ce ziceți dumneavoastră? Cum a zis Iftime, îl răzuiești pe Becali, de-aia lipit aia ce a zis de Godei. Că sună, când apare Becali pe titlu acolo, explodează audiența. Stai puțin, păi, dar nu se poate asta. Păi nu, păi, dar hai că răzuiești pe Becali, mai e altceva, dar alta e ca să zici minciuni halul ăsta. Deci spun, știi care e diferența între mine și tine, Horia? Tu e adevărat, ești băia bună, băia de calitate. Numai că tu nu ai inima mea. Bă, tine te interesează de tine, îți vezi de treaba ta. Pe mine mă interesează și de alții. Și eu, pe mine mă interesează și unde crești copiii și nepoții mei. Aici știți cum e. Acum știți cum e. Nu mă cunoașteți. N-aveți de unde să știți asta. Păi nu, dar nu te cunosc. Dar nu, tu când dacă eu zic să vă interesați când aveți timp de mine și o să vedeți că aici n-aveți dreptate. Dar tu vezi că spui, domnule, mă, că tu ai spus. Că domnule, mă interesează numai de treaba. Eu asta fac de viață, nu fac politică. Păi bă, nu se poate să vezi la o televiziune două luni de zile batjocorit un om care este și senator și femeie. Băi, este și demnitatea omului ca să faci așa. După aia, Becali, ce a aflat Becali despre Godei și despre... Bă, dacă nu-i cunoști, nici nu știu și n-am aflat în viața mea despre ei, nici nu știu nici măcar cum îi cheamă și nici nu știu cu un cel despre ei. Domn Becali, eu să vă spun doar atâta. Eu stau un voluntar, da? Da, deci eu stau un voluntar. Eu acolo stau un voluntar. Bun. Deci cum ar veni primarie Pandele? Eu doar atâta vă spun. Pă, arată voluntariu impecabil. Nu știu mai departe eu ce, alea, Godei, negodei. Păi, deci, era, eu atât vă spun că Pandele e gospodar. Era voluntariu și era voluntariu. A? Era ca pe vremuri o comună. Eu atât vă spun. N-am nicio prietenie cu Pandele, nimic, ca nimic, nicio treabă. Stai puțin, că nu vreau să facem campanie. Nu dar n-am nicio prietenie. Arată impecabil. Eu spun și ce spun eu. Ce nu e normal să se întâmple în toată țara și cred că nicăieri în toată lumea nu se întâmplă. Cum adică un om comandă din Serbia să fie batjocorit un senator al României două luni de zile?
Păi unde ne trezim, bă? Păi da Senatul României, da Parlamentul României, da parchetul, ce face, mă, doarme? Da SRI-ul ce face, mă? Nu să fii tu serviciu de informații, să vezi cu un senator a mă, e batjocorit cu minciuni 2 luni de zile. Și să taci din gură. Am înțeles. De ce ați închide televiziunile, care mint? Dar ce? Păi nu televiziune, pe aia au închid. Da. Păi ia, vin și spun, băia, ai venit dovezi? Ia-ți, bă, de 2 luni de zile ai spus aia, ia dovadă, ia dovadă. 2 luni de zile batjocorești un om cu minciuni. Ia să închid. Da, nu mă, pe mine m-ați pierdut aici cu politica cu asta. Știți nu, cum. Dar nu, dar trebuie legi în sensul ăsta. Tu intrați în politică și faceți legi, ia uite. O să intru să fac legi, numai ca pentru drogați cel mai mult. Da, intrați. Și ai, nu, o vă susțin. Să fac o lege cu drogații. M-au zis cu drogații, vin și eu cu dumneavoastră prin centrul orașului. Ce? Cu drogații vin și eu să se dea legi aspre cu, că eu, da, cu dumneavoastră, sunt cola la tot. Bă, te-am pus aici, drogat la volan 10 ani, n-ai cadet, bă, de RPD-ule drogat. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai nenorociri se întâmplă. Iar fenomenul e scăpat din mână, domnul Becali, scăpat din mână. Aveți perfectă... Eu vin... Scăpat, știți, e scăpat, pentru că să spun ceva, dacă știu că mi-a canetul pe 10 ani, nu mai mă drogez eu. Și dau eu teste de la mine bani și cumpăr teste la toată poliția, miliția românească. Și băgați-i testul. Băgați-i testul, ești drogat, gata carnetul, treci, tu te pui jos de mașină. Mașina pe dreapta. Vă susțin total, să știți. De pe acum, dacă faceți lege, total cu fanaticul. Ești beat la volan și beat la volan dacă ești. Ești beat la volan, ți-l iau pe 3 ani carnetul. Da. Domnul Becali, știu că vreți să mâncați 3 minute, 2 întrebări și am închis. Drogatul, nu că iau carnetul. Și 3 ani pușcărie drogatul. Da, domne, sunt de acord cu dumneavoastră ești total. Ești televiziune mincinoasă? Gata, ți-i închid, nu mai ai voie televiziune, tu ești mincinos, ești cloc, tâlhar, bandit, criminal, care omori familii cu minciunile.